Bună ziua și bine v-am găsit la un nou video. În acest episod o să discutăm despre un subiect destul de controversat, și anume despre spălatul motocicletei după fiecare ieșire. Aici discutăm în special de cele de cross, de enduro, care automat merg pe un teren mai accidentat și se nămolesc, se prăfuiesc mult mai rapid decât cele de stradă. În acest video o să vă spun părerea mea personală, deci nu sunt eu în măsură să vă dau sfaturi sau să spuneți că sunt un expert sau mai știu eu ce, dar vă spun părerea mea personală. Eu o spăl după fiecare ieșire. De ce? O să vă spun și de ce consider eu că ar trebui spălată și curățată după fiecare ieșire. În momentul de față, după cum vedeți, această motocicletă este un pic noroită și prăfuită, dar nu este ceva exagerat. Așa, dar este ok ca să exemplificăm în video. Ok, să începem cu partea cea mai evidentă, spun eu, și anume lanțul și pinioanele. Deci, transmisia. Lanțul, după cum observați, este prăfuit, are puțin nisip pe el, nu este noroi sau mai știu eu ce. Dar, după cum știți, lanțul merge pe pinion, da? Între lanț și pinion, dacă avem în permanență praf, nisip, pământ și așa mai departe, nisipul este ca un șmilgher fin și automat creează uzură. Nu mai vorbim de zalele lanțului, care Zic se, eu că se uzează mult mai repede. repet, părere personală, da? La fel și pe partea din față, unde aici la apărătoare întotdeauna se strânge nămol, se strânge mizerie, se strâng tot felul de obiecte. Automat nu are cum să-i facă bine să avem în permanență aici mizerie. De aceea eu zic că trebuie curățată. Apoi, să discutăm despre sistemul de frânare. La fel, în interiorul etrierului, în spațiul care rămâne între plăcuțe și etrier, la fel, se pot strânge impurități, se poate strânge nisip, pământ și așa mai departe, care la fel, din diferite motive, poate să ajungă pe disc, să prindă între plăcuțe și disc, poate să ajungă spatele plăcuțelor la pistonașe. Pistonașele au o garnitură de protecție, care la fel vă dați seama că este afectată de impurități și de aceea eu zic că trebuie curățat. O să discutăm apoi și despre de ce trebuie să avem grijă atunci când spălăm motocicleta. Pe partea din față avem la fel discul, plăcuțele, la fel pe partea de suspensie față. Așa, aici unde culisează furca, cilindrul acesta trebuie să fie foarte, foarte curat, pentru că dacă el se zgârie și se fac urme pe el, apoi simeringul nu o să mai etanșeze bine și o să avem pierderi foarte mici de ulei. De aceea, repet, eu consider că ar trebui să fie curat, nu cum este aici. După cum vedeți, avem nisip care vă dați seama, poate să zgârie. Ați văzut cum este nisipul, cum este pământul. Așa, mai departe. Unul dintre cele mai importante, zic eu, este sistemul de răcire, radiatorul. Radiatorul are niște faguri prin care trebuie să circule aerul ca să răcească lichidul. Dacă aceștia sunt plini de pământ, aerul nu va mai circula cum trebuie și automat nu se va mai răci. Și automat vom merge cu motorul la o temperatură mai ridicată, poate chiar să-l fierbem. Așa. Mai departe, în partea de motor. Deci, la partea de motor, inclusiv pe o parte și pe cealaltă, putem avea Scurgeri. de benzină,
de ulei să pierdă pe la un simmering, pe la un o-ring, pe la așa mai departe, care dacă noi nu avem motorul curat și este plin de nămol și de pământ, nu avem cum să vedem aceste scurgeri. De aceea este foarte important, din punctul meu de vedere, să fie motorul curat. Vedem absolut orice, de unde vine, dacă, să zicem, curge carburatorul. Vedem frumos dâra de benzină, putem să ne luăm după ea, să vedem de unde vine acea umezeală. Dacă, să zicem, pierde pe la o-ring-ul de la electromotor, la fel, vedem umezit pe acolo și putem să luăm măsuri să nu ajungem la un stadiu mai grav, în care rămâne fără ulei și știți consecințele. Cam asta este pe partea de exterior. E posibil să fi scăpat anumite chestii. Eu zic că am acoperit cam tot ce era de acoperit. Acum și partea nevăzută. Aici avem la acest KTM cutia filtrului de aer. Filtrul de aer se curăță frumos, dar nu numai filtrul ar trebui curățat, ar trebui curățată și cutia lui. După cum vedeți, este plină de pământ, de nisip. Imaginați-vă că acest filtru este prins aici. Da? Haideți să vă arăt. Deci el doar intră pe un suport, să zicem, da? Automat el poate să nu fie pus foarte ok, să fie pus mai într-o parte. Și imaginați-vă ce se întâmplă atunci când avem un loc pe unde poate să tragă. Poate să tragă orice avem aici. Vedeți pământul acesta? Poate să ajungă direct în cilindru. Vă imaginați că nu ar face bine chestia asta la motor. Deci, repet, acesta este punctul meu de vedere. Sigur o să fie mulți care o să spună că nu. Îi aștept și cu argumente. Chiar nu știu de ce cineva ar spune că nu este ok să spălăm motorul după fiecare ieșire. O să vă spun și la ce ar trebui să avem grijă când spălăm. Într-adevăr, trebuie să fim atenți la anumite lucruri, dar nu este ceva foarte complicat. Ok, acum haideți să trecem și la partea de spălat. Să vă spun la ce ar trebui să aveți grijă atunci când vă spălați motorul. Să începem din partea din spate. În primul rând, la evacuare ar trebui să îi puneți un, există un dop special ca acesta, așa, care se pune la evacuare să nu băgăm apă înăuntru. Și de ce să nu băgăm apă înăuntru? În primul rând, înăuntru este o vată care, vă dați seama, nu e bine să stea în apă. În al doilea rând, țeava, prin formă ei, are porțiuni unde ar putea să stea apa în permanență și automat să ruginească. Deci vă recomand să folosiți un dop din acesta sau orice aveți la îndemână și un băț să vă confecționați orice, numai ca să puneți acolo. Apoi, la roata din spate, pe lanț și pe pinioane insistați foarte bine, mai ales pe lanț, să insistați foarte bine la spălat ca să puteți să îndepărtați aproape toată mizeria. Ar trebui să aveți grijă la partea de la butuc. Aici este un simmering care protejează de praf, de apă și așa mai departe, dar cu aparatul cu presiune, dacă îi dați foarte de aproape, aveți șanse să băgați apă înăuntru un butuc. Vă dați seama, asta face mai mult rău decât să faceți bine. Deci, dacă intră apă în butuc, automat o să, probabil o să scuipe vasilina de acolo, o să ruginească rulmenții și va căpăta uzură și joc mult mai repede. Așa, mai în față, la filtrul de aer. Deci, există un capac de filtrul de aer special, dar puteți să folosiți la fel de bine și o pungă mai rezistentă. Să o puneți peste filtrul de aer, așa, spălați, v-am spus bine, și înăuntru aici cutia de la filtrul de aer.
încerca să aveți grijă cât se poate la părțile de electrică și în special să nu dați cu jetul de aproape, dacă o spălați cu jet, decât pe piesele unde v-am spus de rezistență. Deci să aveți grijă cu jetul, vă dați seama cum sunt firele acestea aici, să nu dați foarte de aproape, nu știu, să nu insistați foarte tare aici la pipă, să nu... E normal, pipa are o protecție împotriva apei, dar la fel. Nu e bine să insistați pe sau unde sunt piese de plastic. Jetul acela este foarte puternic și le puteți rupe. În schimb aici, de exemplu, la scut, automat insistăm foarte bine cu jetul, pentru că aici nu avem ce să rupe, ce să distrugem, ca să aruncăm nămolul și toată mizeria de aici. Dacă vreți și aveți timp, puteți să-i dați și scutul jos ca să spălați și mai bine. La carburator, la fel, nu are ce să se întâmple, puteți să-i dați pe el, dar la fel, nu foarte de aproape. Sunt piese de plastic care se pot rupe. Așa. În partea din față, la evacuare, puteți să insistați, nu este nicio problemă. La radiator, îi dați cu jetul, dar nu foarte de aproape, pentru că acești faguri sunt de aluminiu și la fel îi puteți strâmba sau deteriora. Aici unde este calculatorul CD-ul, nu insistați foarte tare. La fel și la bord, dat un jet mai de la distanță. Așa, la roata din față este la fel ca și la cea din spate. Așa, la amortizoare, aceeași poveste. Nu dați cu jetul de jos în sus să băgați apă înăuntru în furcă. Deci doar curățat așa, un plan perpendicular pe el. La etrieri să insistați bine ca să îndepărtați toată mizeria, chiar și dintre plăcuțe. Și cam asta ar fi. Acum să trecem și la treabă. Ok, în primul și în primul rând, ce vă recomand este să vă spălați singuri întotdeauna motocicleta. Să nu mergeți la o spălătorie auto și să-i dați să vă spele motocicleta. Ori mergeți la o spălătorie cu fise, ori dacă mergeți la o spălătorie normală, obligatoriu rugați să vă spălați singur motocicleta. Nu au de unde să știe unde trebuie să insiste, unde trebuie să dea mai de departe, vă dați seama, nu fac asta zi de zi. Deci, cel mai bine ar fi la o spălătorie cu fise, aveți timp să vă spălați cum vreți și cât vreți, unde vreți. Acum, haideți să începem. O să-i dăm o spumă totală și apoi o să insistăm pe părțile unde v-am spus. Ok, acum lăsăm spuma să acționeze. Ce am uitat să vă spun este de preferat ca motorul să fie rece, să nu fie încins. Vă dați seama, apa este rece și nu este tocmai ok. Acum lăsăm spuma să acționeze.
desfacem și la filtrul de aer. Aici nu vom da cu presiune, tocmai din cauza aceasta să vă dați seama, putem să sparge punga, putem să intre pe lângă punga, este suficient cum curge apa așa, nu trebuie să ce curge. Da? Și era înăuntru la această carcasă. Dăm un pic și pe plastic. La fel, fără presiune. Și cam asta a fost cu spălatul. Acum, oricât de bine a spăla-o și așa, este de preferat să o și suflați. Mai ales pe la butoane peste tot, înainte de orice să o porniți și așa mai departe, să o suflați peste tot. Inclusiv la filtrul de aer, pe la motor, o să mergem să o și suflăm cu presiune. Până la urmă am scos filtrul de aer de tot, era prea mult lămol, proprietarul dinainte cred că nu o spălase niciodată aici. Acum o să o suflăm. Ok, cam așa arată după ce am spălat-o. Da. Așa arată și lanțul. După ce se va usca, o să ungem lanțul, bineînțeles. Așa, o să spălăm și filtrul de aer. Să vedeți și aici cum arată, da, față de ce pământ era înainte. Așa, o să spălăm și filtrul de aer, îl montăm și este gata pentru următoarea ieșire. Eu cam așa fac cu motocicletele mele. Nu am o experiență foarte bogată ca alții, dar vă spun că eu cred că așa este corect să ții o motocicletă. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.